Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a efectuat astăzi o vizită la Curtea de Apel Ploiești. Cu această ocazie a discutat cu personalul și conducerea instanțelor despre noul cod civil, răspunderea magistraților, schemele de personal, investiții și mecanismul de cooperare și verificare. Am discutat despre problemele curente la nivel de sistem judiciar, mai precis implementarea iminentă de la 1 octombrie 2011 a codului. Am explicat faptul că este o lege modernă și care va ușura munca magistraților atunci când în fața lor vor ajunge litigii în sistemul noului cod civil, că este un act normativ care dezvoltă instituții pe care dânșii le cunosc. I-am încurajat să studieze codul pentru că le va face plăcere ca juriști să lectureze acest act normativ. Ministrul crede că este nevoie de mai multă responsabilitate și implicare din partea șefilor de instanțe și parchete. Este și cazul Curții de Apel din Ploiești, unde managementul deficitar al finanțelor a făcut ca ridicarea noului sediu al Palatului Justiției să întârzie. Noul Palat de Justiție a întârziat tocmai datorită faptului că la nivel local procedurile au întârziat câțiva ani de zile, începând cu adjudecarea care s-a făcut către o persoană care înțelege, persoană juridică care ulterior a intrat în faliment și terminând cu procesele care au fost legate de procesul de adjudecare. Dar această procedură este în responsabilitatea instanțelor. Din nou, Ministerul Justiției furnizează banii, pune la dispoziție fondurile, dar procedurile legate de licitații, de selecție a contractorilor, sunt în responsabilitatea instanțelor. Ministrul Justiției le-a transmis magistraților și un mesaj de încurajare pentru munca depusă, dar și să aibă mai multă coerență în soluții, mai multă grijă pentru motivări, mai multă integritate.